Dar de unde credeți că vine această încăpățânare, pot să o numesc așa, a șefului PNL de a obține funcția de premier? Am văzut și zilele acestea în continuare, dânsul dumneavoastră se propune, se autopropune pentru această funcție, deși Partidul Social Democrat a anunțat că nu îl va susține. De unde această încăpățânare? Ba mai mult decât atâta, modul în care a forțat nota la PNL este surprinzător. De ce? Pentru că eram într-o emisiune la o televiziune, alaltă ieri, zilele trecute, deci, când Rareș Bogdan, prim vicepreședinte, cel mai vocal prim vicepreședinte al PNL, a intervenit și a spus categoric nu există o înțelegere în acest sens, categoric nu există o decizie a partidului privind rocada. În final, decizia care a fost luată este una care nu e deloc concludentă. Situația este foarte, foarte complicată. De ce o face domnul Cățu? Pentru că și-a riscat cariera politică. Ar fi putut să aibă o carieră liniștită dacă nu îl contracara pe Ludovic Orban și nu înțelege de ce ar trebui să plătească acum atât de repede acest lucru. A înțeles că va fi sprijinit, are și ca prim-ministru, chiar dacă prim-ministru interimar, și ca președinte de partid, suficient de multă putere de partid, de guvernământ, ca să joace în continuare și joacă atâta vreme cât președintele Iohannis nu intervine. Joacă, pentru că ați văzut, atunci când președintele a intervenit, domnul Ciucă a fost candidatul partidului. Pe de altă parte, din PNL spun mulți că Florin Cîțu a făcut tot posibilul ca Ciucă să nu devină prim-ministru. Tot ce a stat în putință. În final, adică nu i-a dat mandatul de care între noi fie vorba, domnul Ciucă n-avea nevoie. Pentru că domnul Ciucă nu a primit mandatul să fie prim-ministru, să formeze o majoritate de la domnul Florin Cîțu sau de la PNL. L-a primit de la președintele Iohannis. Nu există mandat limitat. Președintele îi cere cuiva să găsească o majoritate, iar acel cineva, după ce a găsit majoritatea, se prezintă în fața Parlamentului. Dacă partidul său nu e de acord, poate să voteze împotrivă. Deci ideea aceasta că există un mandat, sunt niște invenții foarte ciudate, care arată că suntem într-o gravă criză. Și că chiar dacă vom avea guvern, probabil vom avea, tot într-o criză vom rămâne și această criză nu se va rezolva nici măcar cu modificarea Constituției, pentru că în momentul de față modificarea Constituției devine o armă cu două tăișuri și a provoca societatea românească într-o stare de criză cu un referendum, pentru că orice modificare de Constituție se termină cu un referendum, este un risc pe care politicienii n-ar trebui să și-l asume.